Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, a participat la o conferință de presă susținută alături de șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Argeș, comisarul Marian Ivan, și subprefecții Adrian Bughiu și Andrei Ciungu. Prefectul județului a vorbit despre creșterea procentului de promovabilitate la examenul pentru obținerea permisului de conducere, în acest sens fiind făcute câteva demersuri importante. Trebuie să creștem calitatea pregătirii elevilor prin școlile de șoferi. Și pe de altă parte, trebuie să creștem nivelul de profesionalizare a examinării. Sunt multe lucruri de făcut în ambele direcții, le-am discutat și le vom face în cel mai scurt timp. Am discutat cu noua conducere de la ARR și am discutat cu conducerea de la ISCTR și am stabilit foarte clar și vom face un plan de măsuri în perioada următoare, prin care cele două instituții, cu atribuțiile pe care le au, vor începe o verificare serioasă a modului în care se desfășoară pregătirea teoretică și practică la nivelul școlilor de șofer. Se vor verifica toate aceste documente, se va merge pe teren, pentru că există destul de multe semnale că uneori pregătirea, așa cum ați sesizat și dumneavoastră, pregătirea elevilor nu este satisfăcătoare. Și vrem să verificăm lucrul acesta, vrem să insistăm asupra faptului că ne interesează să creștem calitatea pregătirii atât la proba teoretică cât și la cea practică pentru a elimina toate aceste suspiciuni sau, sigur, pentru a, dacă aceasta este o cauză, pentru a crește gradul de promovare la acest examen. Știm foarte bine că în Argeș rata de promovare la examenul auto este destul de mică față de alte județe. Aceasta este o posibilă cauză, o vom verifica și o vom rezolva, vă asigur, am sprijinul conducerii ARR pentru a se face aceste lucruri. Șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Argeș, comisarul șef Marian Ivan, susține că în luna iunie, de când s-au reluat examinările la proba practică pentru obținerea permisului auto, au fost examinați 2104 candidați. Cifra ne plasează pe locul 3 pe țară, în plus fiind examinați la proba teoretică 90 de candidați. Până în prezent au fost eliberate 2467 de permise de conducere, 3064 de certificate de înmatriculare și 1682 de autorizații provizorii de circulație. La proba practică, pentru ca tot mai mulți argeșeni să poată susține examenul auto, se lucrează cu 12 examinatori. Săptămâna trecută, la Câmpul Lung, procentul de promovabilitate a fost de 46%, iar la Pitești de 39%. De la reluarea examinărilor la proba practică, pe 2 iunie, în Argeș au promovat sub 40% dintre candidați.